prin schițarea urechilor, luând măsurători aproximative, apoi cu ajutorul unei paste speciale am modelat forma urechilor după desenul creat. Pentru a oferi un aspect cât mai realistic, am modelat suprafața cu diverse ustensile rotunjite. Din când în când am umezit suprafața pentru un efect ceva mai uniform. Mi-am adus aminte de orele de modelaj din liceu. Acestea sunt matrițele pentru urechi. După ce s-au întărit, aplic o pudră cosmetică pe toată suprafața și apoi latexul lichid atât pe față cât și pe verso. Acest procedeu se repetă de mai multe ori, lăsând timp pentru uscarea fiecărui strat. Eu am aplicat aproximativ 4-5 straturi, însă pentru un prostetic mai rezistent ar fi indicat să faceți acest procedeu de mai multe ori. După ce s-a uscat și ultimul strat, cu mare grijă, dezlipesc latexul întărit de pe matriță. Am umplut prosteticele cu dischete de bumbac pentru a le oferi o formă fixă, dar totuși maleabilă. Am ajustat forma lor prin îndepărtarea excesului de latex, după care am fixat cu adeziv special pentru piele. Pentru o fixare mai puternică am combinat un adeziv de gene cu bucăți din aceleași dischete cosmetice. Pe față, gât și decolteu am aplicat fond de ten, după care mi-a venit ideea să îl mixez cu un pigment alb, Ultra Pearl Mania, nuanța White, pentru a deschide acest fond de ten. Am folosit NYX Concealer Wand în nuanța 01, pe care l-am deschis ceva mai mult cu ajutorul creionului alb NYX Jumbo în nuanța Milk. Am estompat totul cu un burețel, după care am fixat cu pudra NYX HD Finishing Powder. Am ascuns sprâncenele, aplicând un lipici de hârtie pe toată suprafața acestora, după care aplic același concealer wand folosit mai devreme. Fixez din nou cu aceeași pudră HD. Pentru că am vrut ca sprâncenele să fie și mai acoperite, am aplicat ulterior ceară pentru efecte speciale pe partea exterioară a sprâncenilor. Acum corectorul va uniformiza mult mai bine. Aplic o culoare albă pentru face painting și schițez forma nouă a sprâncenilor. Cu o vopsea mov am colorat arcada, forma nasului, realizând un efect de subțiere. Am aplicat jumătăți de perluțe pentru a recrea sprâncenele, iar în jurul acestora am fixat un glitter.
Pentru ochi am folosit NYX Gel Liner and Smudger în nuanța Jet Black. Pe toată pleoapa mobilă am estompat, în centrul acesteia am aplicat NYX Face and Body Glitter în nuanța Violet. Apoi, cu un fard mov, am estompat baza în aceeași culoare. Colțurile ochilor le-am fixat cu fardul NYX Primal Colors în nuanța Hot Black. Apoi am dat profunzime și sprâncenelor. Același procedeu îl fac și la celălalt ochi. Poate vă întrebați de ce am o singură lentilă de ochi. A fost o nebunie totală când am încercat să mi le aplic. Una dintre ele a rămas fără lichid, s-a strâns și m-am trezit că am o singură lentilă. Nu-i nimic, până la finalul videoclipului se va remedia problema. Mi-am dorit un efect de mărire al ochilor, așa că am trasat o linie ivory pe toată lungimea ochilor. Cu iluminatorul deschis din paleta Strobe Ingenious de la NYX, am fixat zona deschisă. Cu vopsea de față mov am conturat pleapa inferioară, care este acum mult mai coborâtă. Mi-am desenat modelul dorit, după care am fixat cu fard în aceeași culoare. Blush-ul Ombre 01 l-am folosit pentru a face o trecere graduală între culoarea închisă, mai exact movul, și nuanța pielii. Am oferit profunzime ochilor aplicând fardul super negru, super intens, Hot Black. Pentru un efect mai special, am desenat puncte de diferite dimensiuni în prelungirea designului cu ajutorul conturului NYX Vivid Brights în nuanța Vivid Fire. Cu o pensulă de blending mai mică, am estompat anumite zone cu blush-ul Ombre. Am conturat pleapa superioară cu gel liner and smudger în nuanța Jet Black. Pentru un plus de dramatism, am rimelat puternic genele, după care am aplicat două perechi de gene false suprapuse. Pentru o conturare mult mai precisă, am folosit și tușul lichid din gama Collection Noir, Liquid Black Liner. Am aplicat încă un set de gene și pe pleapa inferioară, iar vârful firelor a fost rimelat cu color, NYX Color Mascara în nuanța Coral Reef. Din paleta Strobe Ingenious aplic cea mai deschisă culoare pentru a ilumina zonele de volum. Am revenit la blush-ul Ombre pentru a defini fruntea. Pentru că elfii luminii au un aspect foarte diafan, am colorat buzele cu NYX Jumbo în nuanța Milk, apoi am fixat cu pudra HD și am colorat interiorul acestora cu un fard roz mov. Cu eyelinerul Vivid Brights, cu tușul Vivid Brights, desenez un triunghi orientat în jos, iar pentru intensitate intervin cu pudra albă HD pentru a fixa zonele deschise la culoare. Pe bărbie mi-am aplicat sclipici și perluțe pentru a da o continuitate machiajului. Zona gâtului și a decolteului vor fi și ele pictate folosind aceleași culori pe bază de apă și fixate ulterior cu farduri.
am desenat diverse linii ce vor da iluzia unui colier. În zonele de îmbinare am aplicat perluțe și sclipici. Peruca albă va întregi întregul concept, totul fiind accesorizat cu o bijuterie pentru păr. Un ultim retuș final și machiajul este gata. Aceasta a fost interpretarea mea pentru machiajul inspirat din lumea elfilor, această temă fiind și ultima din cadrul concursului Mix Face Awards România. Sper că v-a plăcut, abia aștept să ne vedem la un nou tutorial. Mulțumim încă o dată Nix pentru această oportunitate. Pa, pa!